Stimați miri, cred că nu o să uitați toată viața că la nunta voastră s-a citit din cartea Genesa. În traducerea Cornilescu figurează ca titlu, la versetele citite, facerea femeii. Eu aș pune alt titlu, fabrica de familii. Pentru că nu doar femeia este prezentată în acest text, ci și unirea bărbatului făcut înainte cu femeia făcută apoi. De aceea am zis fabrica de familii. Fabrica asta e foarte bombardată în vremea noastră. Se vrea a fi distrusă. Să nu mai fie familii așa cum este de pe banda asta pe care Dumnezeu a realizat-o încă de la începutul creației. Dar ne bucurăm că încă astăzi, 17 octombrie, fabrica lui Dumnezeu e în picioare. Și toți care avem copii de căsătorit sau mai mici, am vrea ca această fabrică, atâta vreme cât istoria omului este încă pe rol, să funcționeze. La această fabrică de familii sunt mai mulți angajați. Primul e director și în același timp muncitor, e Dumnezeu. Ascultați ce a spus el, versetul 18. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac. Și ce îmi place din ceea ce face Dumnezeu, că El nu doar că promite că face și știe ce trebuie să facă, ia lui patentul fabricii. Și bărbatul și femeia e după chipul lui Dumnezeu. Asta îmi pare foarte interesant și am observat și când m-am căsătorit eu chestiunea aceasta. Versetul 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Când vrea Dumnezeu să facă o familie, o face uneori cum nu știi. Am întâlnit tineri, între ei am fost și eu cândva, care au zis, nu mă căsătoresc. Dacă bine țin minte și tu ziceai cândva că mai faci misiune. Dacă când vrea Dumnezeu să te însori, te face să adormi și face până unul doarme, ceilalți fac ce vor, nu? Așa-i. La fabrica asta, numai Dumnezeu lucră trischimburi. Noi, oamenii, sunt situații în care Dumnezeu îți face surprize și te duce unde nu te gândeai. Așa face El. Am văzut și fete de asemenea care spuneam că nu mă căsătoresc. Dar când trimite Dumnezeu somnul cu pricina, pe când te trezești, ți se pare că ai visat, că arată altfel lumea, nu știu. Dar așa face Dumnezeu. Am putea spune că la fabrica asta Dumnezeu lucrează în camere închise. Știți că fiind vorba de om, spunea David în Psalmul 39, Doamne, m-ai creat într-un chip întunecos, ca la adâncimile pământului, nu se vede. Acum cu ecograful mai ne uităm noi prin geam și întrebăm ce urmează a fi mire sau mireasă, ce e acolo în pântecile mamei. Dar și în faza asta Dumnezeu lucrează undeva. Știai tu vreodată umblând de aici la Arad spre Oradea că va trebui să faci dreapta să mergi acolo? Spre Caporal Alex? Vedeți? E starea asta în care Dumnezeu își rezervă dreptul să facă, să lucreze la fabrica asta de familie într-un mod tainic. Binecuvântată să-i fie înțelepciunea. E drept ce spunea Solomon că Dumnezeu vrea să locuiască în întuneric, adică să lucreze fără să ne spună în orice fază ce urmează, ce are în plan să fac. Nu degeaba spunea bietul Iov, zice, iată ce ascundeai, ce aveai în plan și abia acum văd. Dragii mei, spunem asta și pentru tineri,
Ei, după ce Dumnezeu lucrează în ascuns, vine vremea când lucrează pe față. Scrie în 22, din coasta pe care luase din om, Dumnezeu a făcut o femeie și s-a deschis ușa la fabrică, la o cameră acolo. Și a adus-o la om. Și când ți-o aduce Dumnezeu pe o fată ca băiat, apoi pune, nu știu ce reflectoare, cu culori cât e în curcubeu. Și ți se pare că fata aceea e extraordinar. Te miri cum de n-ai văzut-o. A fost operație în cealaltă cameră. Când ți-o aduce Dumnezeu, apoi, am auzit pe unii spunând, am întâlnit o fată extraordinar. Nici nu mai este așa ceva. Ca la Adam, alta nici nu mai era, nu? Dar și invers este valabil. Cu cât entuziasm povestește câte o fată, la toate, imediat, a venit un băiat. Doar când a văzut-o Adam pe Eva, l-a văzut și Eva pe Adam, nu? Ce-o fi zis? Interesant, femeilor, ce-o fi zis Eva? Că îi scrie numai ce-o zis Adam. Știți că de regulă femeia vorbește întâi. Ce-o fi zis Eva când l-a văzut pe Adam? Cred că i-a plăcut de el, nu? Și eu am întrebat-o miercuri pe sora Mireasă dacă îi place de fratele Timotei și a spus că da. Da, Dumnezeu i-a creat unul pentru celălalt. Și acum întâlnindu-i, nu doar că i-a creat, acum a pus în ei acele stări care să-i magnetizeze. Și apoi mai face Dumnezeu ceva și îl vor ruga îndată să o facă, să-i unească. Niciunul dintre noi și nici ei n-au îndrăzneala că e suficient înțelegerea lor. Citeam că unii acum, nebunia lor, cum v-am spus, vor să facă abstracție de fabrica asta, de familii, vor să nu mai meargă nici la preot și la nicio instituții religioase să-i cunune pe cei doi și să se găsească un ispravnic care într-un parc să-i întrebe el. Și bietul ispravnicel ăsta ce o să-i întrebe, la urmă să zică cei doi, ce ne garantezi? Ce e să garanteze oamenii? Nu? Sunt unii care merg în momente speciale undeva la Leningrad, este acolo un loc unde se duc cei ce vor să căsătorească prin pot și sunt fel și fel de acțiuni în lumea asta cu lacăte, să caute zile speciale ca să fie ceva care să-i noade bine. Noi credem că la fabrica asta, Dumnezeu, când sunt toate operațiile efectuate, mai trebuie să strângă el un ultim șurub, să pună el ultima ștanțare și apoi produsul poate să iasă pe banda de fabricație. Și asta va fi când ne rugăm pentru voi. Dumnezeu să-și facă lucrarea până la sfârșit. Dar la fabrica asta de familii este angajat și omul. Și asta ține sub două aspecte, vă spun repede. Versetul 23, și omul a zis, iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, dar de unde știa dacă Dumnezeu a lucrat în timp ce el dormea și dacă a fost închisă carnea la locul ei? Știți ce vreau să spun cu asta? Noi putem să ne facem că nu vedem ce a lucrat Dumnezeu. Când a lucrat Dumnezeu? Dormeam, puteți să spun Adam. Nu știu nimic. Ți-a scos o coastă. Nu se vede. Sunt oameni care nu recunosc că Dumnezeu a lucrat și își asumă ei dreptul că e opera lor. Nu, prima dată noi în fabrică, atunci când intrăm în schimb, după ce ne-am trezit, trebuie să cunoaștem că noi nu mai avem de-a face cu materie primă, ci cu prefabricate, că Dumnezeu a realizat lucrurile până într-o anumită fază de fabricație. De aceea noi vrem să-L recunoaștem pe Dumnezeu astăzi. Când vin doi tineri se căsătorească, printre întrebările de bază care le punem, sunteți încredințați că lucrul acesta vine de la Domnul?
Adică recunoașteți că Dumnezeu până aici a lucrat cu un schimb înaintea voastră? Voi intrați numai schimbul 2. Trebuie să recunoască fiecare, cum vă spuneam, la acea întâlnire tainică, faptul că Dumnezeu nu numai că a lucrat, dar a lucrat bine. Este os din oasele mele și carne din carnea mea, adică mi se potrivește. Eu personal nu cred și îți recomand și ție, frate Timotei, să nu crezi niciodată că sub soarele ăsta, sau după cum bănuiesc unii că și pe altă planetă ar fi viață, ar mai fi vreuna să ți se potrivească. Vezi cât te filmează. Așa. Așa a recunoscut Adam și așa recunoaștem noi. Recunoscând ce a făcut Dumnezeu. Și apoi trebuie să intrăm noi cu strungurile noastre în acțiune. De aceea va lăsa un pe tată sau și pe mamă sa, sunt la fabrica de familii, și se va lipi de nevastă. Și apoi puși amândoi pe strung, acceptați să vă finiseze Dumnezeu. La unii mai trebuie polizat câte puțin, la alții mai mult, însă Dumnezeu are putere să o facă. Nu fără contribuția voastră. De aceea va fi necesar să fiți, cum se spunea, cât mai mult împreună, să lucrați la desăvârșirea voastră, fiecare pentru sine, să lucrați la desăvârșirea celuilalt până vă veți potrivi. Asta ține de la gusturile, de la mâncare. Nu? Eu când m-am căsătorit, mama făcea salata cu lapte într-un fel și scumpa mea soție făcea salata cu lapte în alt fel. Acum va trebui, poate nu vă place salata cu lapte. Așa. V-am dat un simplu exemplu. Poate unul dintre voi este mai ordonat, celălalt, spun și eu ca fratele din poezie, mi-e frică să spun cum, care ar fi antonimul lui ordonat. Și de aici începe lipirea. Crezi că se poate lipi unul ordonat cu unul dezordonat? Cel ordonat face alergie. Dacă i-ai ordonată, te lipești de ea până te ordonezi și tu. Dacă el este mai rugativ, te lipești de el până devii tu rugativ. Adică lipirea trebuie să fie tot de cel bun. Nu cel ordonat să se lipească de cel împrăștiat. Apoi dacă mai vin și niște copii împrăștiați, îți dai seama ce e acolo. Și, atenție, și cu asta am încheiat, la capitolul unde niciunul din voi nu-i bun, și să se lipească unul de altul, nu? Atunci trebuie să vă lipiți de Dumnezeu. Spui, Doamne, la fabrica de familii, noi lucrăm, dar lucrează și Tu. Pentru că sunt puncte unde și unul și altul trebuie să se lase în mâna lui Dumnezeu să-i modeleze. Știți, pilda aceea cu casa zidită pe stânc. Unii aud și fac, alții aud și nu fac. Și mai scrie tot în aceeași Evanghelie, de exemplu Matei, că unii zic și nu fac. Noi avem de a face cu un Dumnezeu care zice și face, și fie ca în viața de familie voi să auziți și să faceți. Și dacă va fi așa, de la fabrica de familii, și dacă nu de la început, în timp, va ieși pe bandă, pe piață, o familie bună. Dumnezeu să vă ajute.